Stimați reprezentanți mass media, stimați colegi, bună ziua! Mă numesc Ieru Vadim, sunt avocat în Asociația Promolex. Sunt aici cu colegii mei, Nicoleta Hăpliu, avocat în Asociația Promolex, și Pavel Cazacu, avocat în Asociația Promolex, dar și cu doamna Vera Grijin, care este mama unei persoane deținute ilegal, lui Andrei Grijin, care este deținut ilegal și arestat arbitrar de 60 de autorități din regiunea Transnistriană și care se află în detenție până în prezent. Astăzi o să prezentăm două produse importante, în opinia noastră, care se referă în mare parte la respectarea drepturilor omului în regiunea Transnistriană. Primul produs este vorba despre raportul Asociației Promolex de monitorizare a drepturilor omului în regiunea Transnistriană, care se referă la încălcările, acțiunile, dar și comportamentul autorităților constituționale și neconstituționale în legătură cu acest subiect foarte important în regiunea Transnistriană în anul 2020. Avem concluzii, avem recomandări și lângă aceste concluzii și recomandări, după cum am spus, avem și istorie umane, exemple concrete de încălcare a drepturilor omului care sunt ignorate în mare parte de către autoritățile constituționale și abuzurile continuă din partea autorităților nerecunoscute din regiunea Transnistriană. În a doua parte a acestei conferințe vom prezenta un raport de evaluare de semne a implementării Planului Național de Acțiuni în domeniul drepturilor omului. Va fi prezentat de către colega mea Nicoleta Hăpliu și ea la fel va evalua în ce măsură acest plan se implementează și în ce măsură autoritățile își respectă angajamentele. Până atunci, ce ține de primul produs care se prezentă, Asociația Promolex, reamintim că face acțiuni de monitorizare în regiunea Transnistriană din anul 2002. În anul 2002 constant identificăm probleme ce țin de respectarea drepturilor în regiunea Transnistriană. Nu facem politică, nu ne implicăm în politică așa cum suntem acuzați de către autorități nerecunoscute. Interesul nostru prioritar este dreptul omului și acest lucru a fost demonstrat de noi parcursul acestor ani. Scopul monitorizării noastre, în mare parte, a fost de a identifica probleme și de a le soluționa conform standardelor internaționale de dreptul omului. Inclusiv am realizat activități de litigare. Am reprezentat și reprezentăm oameni la Curtea Europeană a Dreptului Omului. Avem până în prezent peste 36 de hotărâri pronunțate de Curtea Europeană în cazurile transnistrene, în care am reprezentat peste 2000 de beneficiari și am reușit să obținem anumite remedii pentru ei. Și din acest motiv, până în prezent, suntem restricționat să avem acces în regiunea Transnistriană. În aceste considerente, inclusiv metodologic, raportul se bazează pe informații și pe metodologii colectate specific, despre care îți vorbească Pavel. Este important și prin acest raport dorim să arătăm că nu este bine și nu este normal că în regiunea Transnistriană și în oricare regiuni, ca și regiunea Transnistriană, să existe astfel de vacuumuri de lipsă a standardelor internaționale de respectare a drepturilor omului. Prin urmare, am venit cu recomandări foarte specifice care să adreseze aceste probleme. Ori în cazul, în spatele acestor situații stau vieți de oameni, dacă doriți. Și aici o să facem trimitere la cazul recent de la Răscăieți, când o persoană a decedat în condiții suspecte la frontiera administrativă. Dar și avem aici pe doamna Vera, care este mama unei persoane deținute și trece prin emoții foarte complicate, care fiecare de noi le înțelegem, ca rezultat al ignoranței, inclusiv autorităților, în cazuri individuale care sunt uitate de mulți. Pavel, te rog. Bună, mulțumesc. Bună ziua încă o dată. Deja acum Asociația Promolex v-a obișnuit, anual sau semestrial, publicăm un raport în care încercăm să scoatem în evidență cele mai importante încălcări ale drepturilor omului în regiunea transnistreană, dar în același timp să observăm care a fost comportamentul autorităților de la Chișinău, autorităților Federației Ruse, dar și alți actori care sunt implicați în problematica transnistreană. Într-adevăr, Asociația Promolex, începând din aprilie 2015, nu mai are un acces efectiv în regiunea transnistreană. Acest lucru ne-a îngreunat foarte mult activitățile noastre, inclusiv de monitorizare sau de acordare asistenței juridice. Însă, acest lucru
din fericire pentru noi, nu ne-a oprit și am continuat activitățile noastre. Raportul de astăzi este un produs ca rezultatul acestor activități pe parcursul anului 2020. Am decis să păstrăm structura anterioară pentru că considerăm că este una reușită pentru a permite oamenilor să înțeleagă care este situația reală în stânga Nistrului și care răspunde la trei întrebări relevante. Prima întrebare se referă care a fost comportamentul actorilor relevanți în problematica transnistreană, care au fost cele mai importante încălcări ale drepturilor omului în această perioadă. Și, în ultimul rând, probabil cea mai importantă întrebare, care sunt concluziile și recomandările Asociației Promolex în acest sens. Pentru că o să încercăm la finalul raportului să venim cu anumite soluții, sugestii și recomandări. Despre autoritățile constituționale de la Chișinău. În această perioadă, în Parlamentul Republicii Moldova a fost înregistrată o inițiativă legislativă care se referă la modificarea unui pachet de legi. Pachetul de legi se referă la încercarea de a instrui un mecanism de sancționare a persoanelor responsabile din regiunea transnistreană. Acest mecanism este unul salutar, pentru că inclusiv noi, Asociația Promolex, am contribuit la el, mai ales în contextul în care, începând din martie 2018, Asociația Promolex anual publică o listă cu persoane responsabile de încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistreană, în contextul pronunțării de către Curtea Europeană a drepturilor omului, a hotărârilor sale. Oricum, cele mai mari așteptări, probabil, sunt de la Guvernul Republicii Moldova și de la agențiile, instituțiile care sunt în subordinea sa. În această perioadă, Guvernul de la Chișinău, putem spune că a avut un comportament destul de activ. Acest comportament activ, în mare parte, este cauzat de faptul că a fost nevoit să reacționeze la abuzurile regimului de la Tiraspol. După cum bine cunoașteți, în martie 2020 au fost aplicate acele restricții sub paravanul pandemiei de COVID-19. Ulterior, pe parcursul anului, autoritățile de la Chișinău au încercat să minimalizeze la maximum aceste restricții pentru a oferi suport și susținere locuitorilor din regiunea transnistreană, dar și locuitorilor din zona de securitate. Referitor la un alt actor la fel de important, organizațiile internaționale încă rămân un important actor în reglementarea transnistreană, fie vorbim despre Consiliul Europei prin Curtea Europeană a Drepturilor Omului, fie vorbim despre Comitetul de Miniștri, fie despre alte organizații internaționale. De asemenea, rămâne în continuare probabil și cel mai important actor în acest sens, pentru că sunt foarte importante hotărârile Curții Europene, constatările din aceste hotărâri și necesitatea ulterioară deja care cade pe statele părți să execute aceste hotărâri ale Curții Europene. În această perioadă, Curtea Europeană a pronunțat două hotărâri care se referă, prima, Cazlac și Sutician, care se referă la încălcarea articolului 3, 5, 8 și 13, cu alte cuvinte, deținerea persoanei în condiții inumane, privarea ilegală de libertate, perchezițiile ilegale și restricțiile nejustificate și nefondate de avutilor de a se întrevedea cu persoane care se află în detenție. Și aici, probabil, o să ne întoarcem spre finalul raportului la această restricție și la această problemă, care este una sistemică în regiunea transnistreană. O altă cauză, o altă hotărâre pronunțată în această perioadă se referă la cauza Oprea și alții. În acest sens, este o cauză, sau putem spune că este o cauză similară cauzei Sandu din anul 2018. Se referă la dosarul fermierilor din raionul Dubăsari. Este vorba despre un grup de persoane, de fermieri din satul Molovata Nouă, din raionul Dubăsari, în care curtea, la fel ca și în cauza Sandu, a decis că acțiunile administrației de la Tiraspol au fost nejustificate, ilegale și a fost încălcat dreptul la proprietate la acestor persoane din raionul Dubăsari. Despre Comitetul de Miniștri, este important să menționăm că este organul care monitorizează cum sunt executate hotărârile Curții Europene. În această perioadă,
după mai mulți ani a fost pronunțată, adoptată o rezoluție interimară cu privire la dosarul școlilor, cele 8 instituții de învățământ cu predare în limba română din regiunea transnistreană, în care a constatat neexecutarea acestei hotărâri și a încurajat și încurajat ferm autoritățile Federației Ruse, care se face responsabile de încălcarea dreptului educației în stânga Nistrului, să execute această hotărâre, atât referitor la măsurile individuale, cât și cele referitoare la măsurile generale. În ciuda unor destul de multe hotărâri, rezoluții adoptate de către Comitetul de Ministri, problemele referitoare la aceste 8 școli din stânga Nistrului rămân în continuare active. Aici vorbim despre, cum am spus, despre lipsa sau neexecutarea hotărârilor, cele 3 deja hotărâri, cele de îndosarele școlilor, despre lipsa întoarcerii sediilor acestor școli și lipsa identificării unor sedii alternative. Mai mult ca atât, în această perioadă au fost observate alte probleme vechi, ce anume lipsa unui acces liber al directorilor, profesorilor, părinților elevilor și, în ultimul rând, problema citațiilor care vine în adresa tinerilor din aceste gimnazii și licee din stânga Nistrului, care rămâne în continuare una actuală. Despre autoritățile Federației Ruse, la fel un actor la fel de important, pentru că majoritatea absolută a hotărârilor Curții Europene, Federația Rusă este declarată responsabilă și vinovată de încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistreană. În această perioadă, comportamentul autorităților Federației Ruse practic nu s-a schimbat, ceea ce înseamnă că suportul militar, suportul economic și susținerea politică au continuat și în această perioadă. În continuare au fost desfășurate exerciții militare, în continuare grupul operativ al trupelor ruse au încercat să facă anumite evenimente implicând populația pașnică, inclusiv minori. În continuare au venit bani și surse financiare în stânga Nistrului, evident, fără comunicare sau notificarea autorităților de la Chișinău, ce contravine angajamentelor internaționale. Și, în ultimul rând, comportamentul și acțiunile administrației de faptul de la Tiraspol. În acest an, comportamentul administrației de la Tiraspol poate fi descris prin câteva teze importante. Lupta cu pretinși extremiști, imixtiuni în adresa jurnaliștilor, cazurile de răpire care s-au tot produs în anul 2020 și numeroasele vizite ale oficialilor regiunii în Federația Rusă și invers. Capitolul numărul 2 se referă nemijlocit la cele mai importante probleme pe care noi le-am constatat și documentat de drepturile omului. Cel mai probabil că cea mai grav drept a fost libertate de circulație, după cum ne cunoașteți, sub pretextul pandemiei de COVID-19 a fost aplicate o sumedenie de restricții care a îngreunat și a limitat liberul acces al zecilor și sutelor de mii, probabil, de persoane din stânga Nistrului, dar și de pe malul drept, pentru că a fost restricționat accesul pentru a se duce la rude în stânga Nistrului sau la alte pentru deplasări de alt cu alt caracter. În această perioadă, libertatea și siguranța persoanei este un alt domeniu și o altă problemă sistemică pe care noi l-am documentat și am observat. Aici vorbim, în primul rând, despre lipsa sau despre caracterul ilegal al pretinsului sistem legal din regiunea transnistreană, despre pretinsele instanțe de judecată din regiunea transnistreană, despre aresturile abuzive și numărul mare, uriaș, de persoane care se află în detenție în regiunea transnistreană. Și, în ultimul rând, despre cele cazuri și situații care pur și simplu sunt ieșite din comun și care se referă la încălcarea brutală a drepturilor omului în regiunea transnistreană. Anul 2020 s-a început, a fost, după cum bine cunoașteți, a fost
izolată regiunea transnistreană, astfel încât fiecare trecere a pretensiei linii administrative a fost sancționată. Astfel, doi șoferi de ambulanță din raionul Dubăsari au fost reținuți, au fost condamnați pentru 15 zile de detenție, iar revenind la comportamentul autorităților de la Chișinău, autoritățile de la Chișinău au intervenit și aceste persoane au fost eliberate la o distanță de 6 zile. Ulterior, s-au început a produce cazurile de răpire a persoanelor din zona de securitate, inclusiv a lui Adrian Glijin, a cărei mamă o avem astăzi alături de noi, cazuri care s-au produs în perioada 7-8 octombrie 2020 și care ulterior domnul Pavel Voic a spus că aceste răpiri de fapt sunt niște răzbunări venite din stânga ministrului ca urmare a condamnării de către autoritățile de la Chișinău a unui fost milițian din stânga ministrului. Ulterior, și-aș vrea să scot în evidență alte două situații la fel de grave și la fel de reprezentative în acest sens, se referă la cazul domnului Oleg Corjan, liderul comunist de la Tiraspol, care în ciuda unei hotărâri a Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova continuă să fie privat de libertate în regiunea transnistreană. Și probabil un caz și mai grav și mai reprezentativ este cazul cetățenilor care au fost condamnați încă în anul 2020 privat de libertate în stânga Nistrului, se referă la dosarul Pietiș și alții, unde în prezent trei tineri se află în continuare privați de libertate în stânga Nistrului, în ciuda unei hotărâri a Curții Europene a Drepturilor Omului. Pe acest dosar a fost pronunțată o hotărâre a Curții Europene încă în septembrie 2019. Noi, împreună cu rudele, am expediat o serie de demersuri, cereri și plângeri către atât autoritățile de la Chișinău, cât organizațiile internaționale, cât și administrația de la Tiraspol, însă cu regret, în ciuda acestei hotărâri CEDO, care spune foarte clar că a fost încălcat articolul 5, deci sunt privați ilegal de libertate, au fost condamnați și articolul 6 din Convenție, au fost condamnați ilegal, ei continuă să se afle în detenție, ceea ce este evident un caz extrem de grav și este inadmisibil pentru ceva să se întâmple pe teritoriul Republicii Moldova, chiar dacă este o regiune secesionistă. Un alt domeniu pe care noi l-am abordat este problema interzicerii torturii și a relelor tratamente în stânga ministru și aici revenim la condițiile inumane de detenție. În anul la 1 ianuarie 2020, în regiunea transnistreană erau deținute peste 2200 de persoane, ceea ce înseamnă că este o rată uriașă de detenție în regiunea transnistreană care depășește de aproximativ 5 ori pe media europeană. Această cifră este cumva reprezentativă și arată problemele subsecvente care reiese din detenția persoanelor în stânga Nistrului. Mai mult ca atât, în această perioadă au fost documentate situații în care pretinși miliționieri din stânga Nistrului au aplicat forță excesivă, vorbim despre un caz din septembrie 2020, când un grup de tineri în zona de securitate, în sat, în localitatea Gâsca, au fost reținute de către pretinsele forțe de securitate de la Tiraspol și, pe lângă faptul că a fost o reținere ilegală, evident, o privațiune de libertate, în privința acestor a fost aplicată și forța excesivă. Și, în ultimul rând, declarațiile care au apărut în presă anul acesta domnului Horjan, care confirmă, odată în plus, cât de gravă este situația în pretinsele penitenciare din regiunea transnistreană, mai ales în comun cu situația pandemică, pentru că, după cum bine cunoașteți, persoanele private de libertate sunt persoane vulnerabile în acest sens, iar pe parcursul anului noi am documentat, am observat că în acest și anul 2020 și pe parcursul anului 2021 au fost depistate focare în penitenciarul de regiune transnistreană. Și în ultimul rând, persoanele care au fost intimidate, persecutate pentru simplul fapt că au dorit, au încercat să-și pună punctul de vedere în privința situației din regiunea transnistreană. Aici vorbim despre încălcările cu privire la libertate de exprimare și încălcările cu privire la libertate de întrunire. La libertate de exprimare putem să separăm această libertate în mai multe
părți, dar putem spune așa, se referă la lupta cu extremiștii, se referă la persoanele urmărite, intimidate sau chiar condamnate pentru simpla sau pentru pretinsa critică a liderului de la Tiraspol, pentru persoanele au fost intimidate fie de către administrația de Tiraspol și aici atenție, fie de către misiunea de pacificare, pentru simpla desfășurarea activității jurnalistice. Și aici vorbim despre cazurile jurnaliștilor Verica Tătaru și Andrei Captarencu, Cătălin Gorea, care în deplinirea funcției pe care o aveau, încercau să documenteze situația din zona de securitate și au avut probleme. Activitatea lor a fost stopată, restricționată de către forțele mixte de pacificare. Referitor la libertatea de întrunire, vreau să scot în evidență doar două exemple. Se referă la cazul lui Ghenadie Ciorba și la cazul unui jurist local din regiunea transnistreană, Stepan Popovski, care încercând, în regiunea transnistreană, probabil că o să observați, nu există cultura protestului. Nu s-au observat proteste sau pichetări în regiunea transnistreană. Anul 2020 au fost observate două astfel de evenimente. Primul protest masiv în orașul Râmnița, ca urmare a acțiunilor ilegale a regimului de la Tiraspol. Ca urmare a acestui protest, administrația de la Tiraspol a decis că cineva a fost organizator, acesta a fost Ghenadie Ciorba, chiar dacă acest protest a fost unul spontan, a fost privat de libertate pentru 15 zile pentru participarea și organizarea acestui protest, iar ulterior, pentru pretinse fapte extremiste, este până în prezent privat de libertate. Stepan Popovski este un alt caz și o altă situație, care încercând să fie solidar cu activistul Ghenadie Ciorba, a fost și el privat de libertate timp de o oră pentru o pretinsă documentare, iar ulterior, după ce a fost eliberat, nu a mai putut să își desfășoare protestul său, pentru că toate materialele sale au fost rechiziționate. Acestea sunt foarte pe scurt și foarte sumar constatările pe care o să le găsiți în raportul nostru. Înainte de a trece la recomandări și sugestii pe care noi le avem pentru autoritățile constituționale și pentru alți actori, o să-i dau cuvânt doamnei Vera Glijin să ne povestească la fel foarte pe scurt despre ce s-a întâmplat în această perioadă cu fiul ei și care au fost acțiunile ei și a noastră pe parcursul anului 2020 și 2021 pentru a documenta situația și, evident, pentru a-l elibera din detenție. Mulțumesc! Bună ziua! În primul rând îmi cer scuze de emoții și vreau să vă prezint mama lui Andreea Glijin, care pe data de 7 octombrie în regiunea orașului satului Cuzmin a fost răpit de 5 persoane în măști de pe câmp unde el își păștea vitele. La ziua de astăzi, după 8 luni, eu nu cunosc nimic despre starea lui, nu l-am văzut, nu l-am auzit. Lunar scriu scrisori la toate autoritățile și la toți actorii care m-ar putea ajuta. Cu părere de rău, am și răspunsuri și am și nerăspunsuri. Mai multe sunt negative sau majoritatea sunt că dosarul intentat împotriva ficiorului meu este secret și nu am drept să cunosc nimic, cu toate că sunt mamă și sunt ruda lui. Chiar și avocatul care a fost numit de către Tiraspol nu îmi dă informația care eu cer. În toată săptămână plec la Tiraspol și îi ducem produse alimentare, haine. Asta este unica care eu cunosc cum se află ea. Deci, la produsele care le transmit, este o semnătură care el îmi semnează că a primit ceea ce îi duc. Despre sănătatea lui nu cunosc nimic. La cerințele mele, ca să-l investească, să-l viziteze un medic independent, nu am primit niciun răspuns. Am trimis scrisoare, deoarece, după cât cunoașteți, în perioada de pandemie, au refuzat ca să fie intervederile cu deținuții. Deci asta este un motiv, că ei nu-mi dau voie să-l văd.
am scris nouă dată ca să întoarcă toate mijloacele tehnice care au fost sustrase din apartament de la mine pe data de 8 octombrie. Cunoașteți foarte bine că eu sunt profesoară și un laptop sau calculator de masă mi era foarte necesar. Vreau să vă aduc la cunoștință. Vadim azi mi-a făcut o surpriză foarte plăcută, o elevă, mi-a dus și un laptop ca să pot lucra. Mulțumesc la toți elevii, toți care mă susțin și mă adresez la toate mijloacele tehnice și la toți care poate să mă ajute să-mi scot piciorul din teraspă. Bună, Diana, vă mulțumim foarte mult. Și mi pare rău foarte mult pentru situația în care dumneavoastră trece să comparezi una foarte, foarte complicată și asociația Promolex va depune efortul ca fiul dumneavoastră să fie cât mai repede eliberat. În continuare, transmit microfonul colegii mele, doamna Hriplivă Nicoleta, avocată Promolex. Ea va prezenta o evaluare succintă a raportului de evaluare NADU 2018-2022, nivelul de implementare și anume domeniul numărul 16 de intervenție care este dedicat respectării dreptului omului regiunea Crăsăsca. Nicoleta. Bună ziua tuturor. Tematica conferinței de astăzi este una, într-adevăr, aș spune eu, tristă și dramatică, deoarece avem prezent aici doar un singur caz, dar după cât cunoașteți, sunt sute, sute de cazuri de, și istorie umane, ca și istoria domnului Glijin și mamei lui. Apelul, cred că ar fi bine să facem un apel către autorități și către parteneri străini, precum că accentul sau monitorizarea drepturilor omului și încălcărilor grave în regiunea transnistreană ar trebui să fie prioritatea numărul 1. Pentru acest lucru a fost elaborat și un plan, pe cum cunoașteți cu toții, NADU este un document politic, un document public, de politică publică, cunoscut deja de către toți, unul din cele mai importante documente de politici publice, prin care Moldova și-a asumat realizarea anumitor activități și care urmau să fie executate în tocmai așa cum și le-a asumat. Măsură de succes a acestui plan sunt indicatorii, în primul rând, pe care o să vă prezentăm, și, în al doilea rând, schimbările pozitive pe care urmau să le resimtă cetățenii. După cum a prezentat și Vadim, noi ne vom axa data aceasta, ne-am axat data aceasta pe monitorizarea anume a domeniului numărul 16, ce vizează drepturile omului în regiunea transnistreană. De aceea, realizarea activităților pe care au fost planificate și care au fost incluse în acest plan, urma să fie resimțit anume de cetățenii și de persoanele care locuiesc în regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Comparativ cu alte planuri naționale în domeniul drepturilor omului, până acum, acest plan, spunem așa, planul NADO numărul 3, deoarece mai fost și altele două până, este unul mai complex, conține obiective specifice și indicatori de măsurare a rezultatelor. Un alt element inovativ care urma să eficientizeze procesul de coordonare, evaluare și raportare acestui plan a fost crearea unui mecanism, după cum este Consiliul Național pentru Drepturile Omului, asistat de Secretariatul Permanent. Da, vom vorbi despre eficiența acestui mecanism un pic mai târziu. Deși este un document mai performant și suntem deja spre finele perioadei de implementare acestui document, acestui plan, realizarea celor planificate lasă mult de dorit. Ritmul de implementare a planului este unul foarte lent. Sunt înregistrate anumite progrese, dar și un număr foarte mare de restanțe. Am constatat că cea mai gravă problemă este totuși lipsa de comunicare și coordonare între instituțiile responsabile de implementarea acestui plan, care nu au o viziune comună despre cum ar trebui să fie pus în aplicare activitățile pe care și le-au asumat fiecare instituție în parte. Să începem cu să vă prezentăm metodologia pe care asociația a aplicat-o la evaluarea și monitorizarea acestor activități incluse în plan, anume am examinat foarte atent raportul prezentat de către autorități și aprobat în final prin decizia numărul 1 de către Consiliul Național pentru Drepturile Omului.
Am, pentru a aborda mult mai obiectiv rezultatele evaluării, am expediat mai multe cereri de acces la informații către instituțiile responsabile de implementarea acestor activități. În paralel am monitorizat toate informațiile disponibile din resursele deschise, resursele publice. Cauzele și respectiv, bineînțeles, la baza acestei evaluări au fost puse și cauzele pe care le avem în gestiunea asociației. Toate problemele depistate în rezultatul acestei activități au fost grupate în două, hai să spunem, clase, două grupuri mai mari. Primele sunt problemele ce țin de procesul de evaluare și raportare activităților pe care le-au planificat în PNADO și acest proces a fost desfășurat de către autorități. Și al doilea bloc de probleme se referă la nivelul de realizare activităților planificate în domeniul de intervenție numărul 16, PNADO 3. Dar să începem cu acele carențe pe care noi le-am identificat privind procesul de evaluare și raportare pe care îl desfășoară autoritățile an de an. În baza analizei raportului pe care l-a prezentat autoritățile, se constată menținerea unor probleme serioase în ceea ce privește raportarea activităților planificate și aceste activități sunt raportate în cea mai mare măsură, fără a ține cont de indicatorii setați în plan. În special se menține o tendință de generalizare și raportare contrar indicatorilor de monitorizare în planul 3. Informațiile parvenite de la instituțiile responsabile nu poartă un caracter structurat potrivit formatului PNADO, nu conțin informații privind obiectivele atinse, activitățile specifice aprobate în PNADO. Instituțiile vizate responsabile de implementarea a planului ar trebui totuși să prezinte informațiile filtrate potrivit indicatorilor setați și să fie excluse detaliile care sunt lipsite de prioritate la fiecare activitate indicată. A doua problemă identificată care cumva atinge sau afectează nivelul de realizare sau eficiența acestui plan este mecanismul de coordonare și monitorizare evaluare a PNADO. Deși pentru prima dată PNADO 3 este susținut de un astfel de mecanism, cum este Consiliul Național pentru Drepturile Omului, asistat de către Secretariatul Permanent, la elaborarea cadrului normativ și aplicarea acestuia în practică, urma totuși să țină inițial cont de, în primul rând, de resursele umane a Secretariatului Permanent care asistă acest Consiliu și financiare disponibile pentru funcționarea eficientă a acestui mecanism. Însă, deficiențele acestui mecanism au fost constatate și descrise în raportul precedent, pe care îl avem publicat pe site-ul, puteți consulta, dar ele se mențin cu regret și în prezent. Lipsa unor instituții responsabile primare de realizarea subacțiunilor. Atât hotărârea cu privire la aprobarea PNADO, dar și în planul propriu-zis, nu au fost indicate care sunt instituțiile primare responsabile de realizarea unor activități. Ori potrivit planului pentru executarea unei subacțiuni, sunt indicate mai multe instituții responsabile. Acest fapt complică totuși procesul de coordonare între instituțiile responsabile, ceea ce poate duce uneori la lipsa realizării unor activități planificate. Avem exemple deja când o instituție indică la altă instituție, precum că nu este responsabilă de realizarea unei sau alte activități. Totuși, în plan următor și în următorii ani ar fi bine să fie identificate clar instituția responsabilă primară de executarea activității setate în plan. Lipsa unei evaluări a realizării PNADO la nivel de instituție responsabilă de realizarea activităților. Această, totuși, problemă cu regret se menține și din anii precedenți. Aceasta este una din cele mai vechi probleme și care transformă în continuare procesul de evaluare într-un proces ineficient și, aș spune așa, unul formal. Implementarea unor activități se face, am constatat că aceste activități se implementează în mod sporadic, ocazional, fără o planificare preliminară, fără o evaluare a necesităților și fără un termen de timp prestabilit. După cum se poate observa în informații,
informația prezentată în raportul autorităților și modul în care se raportează, inițiativele și acțiunile fragmentare, luate ocazional, fără o planificare, vor fi rare ori suficiente pentru a atinge obiectivele generale din PNAD. Totuși, dacă ne referim la nivelul de implementare, anume a domeniului numărul 16, ce ține de respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană, nu putem să nu amintim și sau să nu accentuăm, scoatem în evidență, progrese, unele mici progrese atinse. Primul progres care, mă rog, a fost unul deși nesemnificativ, dar unul important, realizarea activității grupului de lucru pe drepturile omului și altor grupuri de lucru sectoriale. Deși în anul 2020 au avut loc doar două ședințe, totuși acest grup de lucru se întrunește anual. Acordarea unui sprijin permanent instituțiilor de învățământ cu predare în grafie latină în regiunea transnistreană. Măsuri întreprinse pentru facilitarea liberii circulației a elevilor și a profesorilor instituțiilor de învățământ cu predarea în limba română de stânga Nistrului, deși mai sunt probleme, dar totuși anumite statul se străduie să susțină acești copii, acești elevi. Perfecționarea cadrului normativ existent în domeniile eliberării documentelor de stare civilă, actelor de identitate, determinării apartenenței sau dobândirii cetățeniei Republicii Moldova pentru locuitorii din stânga Nistrului. Pe lângă unele progrese de care am menționat mai sus, constatate în perioada de monitorizare 2018-2020, analiza comparativă a gradului de implementare a PNAD-ul pe domeniul de intervenție numărul 16 în această perioadă evidențiază totuși în continuare menținerea unei rate înalte de neimplementare a activităților planificate și depășirea termenilor de realizare a acestora. În pofida măsurilor întreprinse de către instituțiile responsabile de implementarea activităților pentru perioada raportată, nici în anul 2020, cu regret, nu au înlăturat acele impedimente și provocări care împiedică atingerea obiectivelor general planificate în acest domeniu. După cum vedeți în aceste grafice, o analiză comparativă în anul 2019-2020 arată totuși o tendință nu prea îmbucurătoare, se menține un nivel foarte înalt de acele de nerealizarea acelor activități planificate. Amintim că în PNAD, în Moldova și-a asumat benevol planificat aceste activități, respectiv urma să le realizeze în tocmai în modul în care au fost planificate și introduse în acest plan. Din numărul total de acțiuni executate, constatăm că o parte din ele sunt deja scadente, adică au un termen depășit. Termenul de realizare urma să aibă loc până în 2019. Dacă ne referim la nivelul de executare a însăși a domeniului numărul 16, ce vizează drepturile persoanelor regiunii transnistreană, vom constata că se mențin în continuare aceleși probleme. Cu regret, ele nu sunt soluționate și oamenii au de suferit în rezultatul acestora. Lipsa unui mecanism clar de abordare sistemică în cadrul procesului de negocieri a problemelor prioritare în domeniul drepturilor omului. Cele mai importante drepturi, după cum a menționat și Pavel în raport, le-am identificat, drepturile la libertate și securitatea persoanei, dreptul la libera circulație, dreptul de a nu fi supus torturii, accesul la justiție, la viață privată, dreptul la libertate de exprimare și altele. Acestea constituie o mare parte încălcări grave care au fost constatate de către CEDO în cauzele ce vizează drepturile omului în regiunea transnistreană. Instituțiile responsabile nu au raportat ce măsuri încă însă au fost întreprinse în vederea obligării părții transnistrene să deblocheze punerea în discuție a acestor probleme de maximă importanță. Mecanismul de deblocare accesului la terenurile agricole amplasate după traseul Râmnița-Tiraspol. Da, deși a fost deblocat într-o măsură oricare, totuși problema în fond nu a fost soluționată. Acest mecanism nu a deblocat integral restricțiile în privința accesului la terenurile agricole, ceea ce reprezintă în continuare o limitare, respectiv o încălcare continuă a dreptului la proprietatea acestor persoane.
Deși am menționat că un mic progres este pornirea sau este activitățile sau ședințele grupului de lucru pentru drepturile omului, totuși l-am medicat și la probleme, deoarece sunt întrunite sau sunt desfășurate un număr foarte, foarte mic de ședințe acestui grup. Anul 2020, cu regret, în acest an au avut loc doar două ședințe. Ceea ce nu poate, acest număr mic de ședințe nu poate aduce nicicum la atingerea țintei strategice stabilite în obiectivul la care se referă această activitate, și anume intensificarea dialogului în domeniul drepturilor omului la nivel de experți pentru problemele drepturilor omului din localitățile din Stânga Nistrului. De asemenea, o situație sau o problemă, aș spune, destul de serioasă, se referă la lipsa de transparență în activitatea grupurilor de lucru sectoriale și a grupului de lucru pentru drepturile omului. În continuare, cu regret, Biroul de Politici Publice, Biroul de Politici pentru Integrare nu face publice, nu publică agendele ședințelor, nu publică pozițiile tuturor participanților aceste grupuri de lucru, se publică anumite comunicate din care nu este clar care sunt rezultatele, cine ce poziție a avut, ce subiecte au fost discutate. Considerăm că acest lucru urmează să fie remediat cât mai curent, cât mai rapid. Nu se efectuează o analiză sistemică a situației privind respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană și în zonele limitrofe de către Biroul Politicii de Reintegrare, deși statul și-a asumat acest lucru. Importanța acestei analize rezidă în identificarea încălcărilor sistemice ale drepturilor omului în regiune, prin monitorizare, stocare și analiza acestora. Această activitate urmează să aibă finalitate prin identificarea celor mai eficiente soluții la problemele constatate. Probabil există, sau aș spune așa, Biroul Politicii de Integrare ar avea o motivație, o justificare de ce nu desfășoară această activitate, noi cu regret nu o cunoaștem, dar putem să presupunem că acest birou necesită a fi totuși reformat, există necesitate stringentă de a institui o instituție mai eficientă, cu personal, cu număr mai mare de personal, pentru a avea posibilitatea de a monitoriza, de a stoca și de a evalua toate problemele cu care se confruntă cetățenii Republicii Moldova. După câte cunoaște, suntem o organizație care în permanență monitorizează situația în această regiune a Republicii Moldova, însă nu este suficient ca sursă, ca unica sursă de informație a problemelor cu care se ciocnesc acești cetățeni, să fie doar un ONG. Acest lucru trebuie să-l facă în mod prioritar statul și activitatea acestei instituții urmează să fie desfășurată mult mai complex, în privința mai multor aspecte și urmează să vină cu soluții, cu analize, dar pentru aceasta e necesar de a reforma această instituție, să avem posibilitatea să aibă posibilitatea să desfășoare această activitate. Nu se efectuează așa, nu a fost potrivit planului, urma să fie efectuate, create echipe de monitorizare a situației deținuților în localitatea din Stânga Nistrului și să fie elaborat un ghid de monitorizare a situației persoanelor aflate în locurile de detenție. După cum a menționat și Pavel, numărul de deținuți ilegal în această regiune este unul foarte, foarte mare. Ce se întâmplă cu ei, care e situația lor, în ce condiții sunt deținuți acolo, este un secret, deși noi cunoaștem, deoarece vin foarte multe plângeri, dar nicio instituție constituțională, niciun partener străin sau organizație internațională nu are acces în aceste locuri de detenție, respectiv nu putem monitoriza sau analiza situația acestor persoane în aceste locuri ilegale de detenție. Și lipsa unor mecanisme de protecție a persoanelor care desfășoară activități de promovare și apărare a drepturilor omului în localitatea din stânga, în localitățile din Stânga Nistrului. Această activitate și-a asumat-o Republica Moldova încă în 2017. Cu regret, nu s-a făcut absolut nimic pentru a porni sau a crea măcar un concept referitor la acest mecanism. În rezultatul acestei activități, noi am formulat către autorități anumite recomandări
Este îmbucurător faptul că unele recomandări din anul trecut pe care le-am formulat în raportul din anul precedent, unele au fost luate în considerație, multe din ele au fost ignorate, deci le reiterăm și anul acesta și considerăm că urmează să fie luate și analizate în modul cel mai serios, pentru ca perioada care a rămas pentru a executa planul PNADO 3 să fie unul mai eficient decât a fost până acum. Recomandări privind nivelul de realizare a activităților PNADO 3. Solicităm și recomandăm, în primul rând, autorităților să extindă termenul de realizare pentru acele subacțiuni care sunt scadente. După cum ați remarcat, din 13 neexecutate, 4 sunt deja scadente. Pornirea unor consultări extinse, interinstituționale, în vederea demarării procedurilor legale de retragere a rezervelor sau declarațiilor privind limitarea teritorială aplicării tratatelor internaționale în domeniul plumb pe care Moldova și le-a asumat, asigurarea transparenței grupurilor de lucru sectoriale și a grupului pentru drepturile omului, manifestarea unei poziții active în cadrul formatului de negocieri 5+2 în vederea executării de către Federația Rusă a hotărârilor CEDO cu privire la violarea drepturilor omului în regiunea transnistreană. Cu regret, anul acesta nu am auzit practic nimic despre din partea autorităților constituționale și în special a biroului, nu am auzit o poziție fermă și o solicitare clar în privința acestui aspect. Considerăm că fiecare autoritate ar trebui să solicite la orice întâlnire de rang înalt, anume ce vizează drepturile omului în transnistreană, anume acest aspect să fie analizat și realizat. Inițierea de către Biroul Politicii Reintegrare a dezbaterilor publice privind conceptul mecanismului de protecție a apărătorilor drepturilor omului. Societatea civilă este deschisă pentru a discuta în continuare și pentru a aduce aportul său la dezbaterea în cauză. Este o activitate pe care Republica Moldova și-a asumat-o și a planificat-o în plan, deci considerăm că este extrem de importantă pentru a fi cel puțin dezbătută și elaborat conceptul acestui mecanism. Publicarea studiului privind fortificarea capacităților Oficiul Avocatului Poporului în procesul de monitorizare a respectării drepturilor omului. Oficiul Avocatului Poporului a declarat precum că acest studiu a fost elaborat, însă cu regret încă nu este publicat, deci solicităm oficiul să fie publicat acest raport pentru a putea fi studiat, analizat și de ce nu să fie formulate anumite recomandări în cazul în care este necesar. Elaborarea de către Biroul Politicii Reintegrare a rapoartelor speciale și anuale privind situația drepturilor omului în regiunea transnistreană și publicarea acestora, insistarea pe includerea în agenda de negocieri 5+2 a subiectului privind lipsa unui mecanism de monitorizare a situației persoanelor deținute în regiunea transnistreană. În final, vrem să atragem atenție că este bucurător faptul salutabil că la 26 martie 2021 Consiliul Național pentru Prevenirea Drepturilor Omului a aprobat într-un fel condiționat raportul pentru anii 2018-2020 privind evaluarea implementării PNADO 3 și a accentuat asupra faptului că autoritățile, instituțiile responsabile de implementarea acestor activități urmează să se asigure implementarea acțiunilor prevăzute în plan și pe următorii ani conform termenilor stabilite, precum și realizarea în mod prioritar a acțiunilor restante conform raportului aprobat. Sperăm că anume acest lucru se va realiza. Acest raport pe care noi l-am elaborat vine să accentueze importanța evaluării alternative celei făcute de către autorități a PNADO 3, scoate în evidență acele neajunsuri care ar putea fi excluse până la finalizarea perioadei de implementare a PNADO 3. El este, în primul rând, adresat în special factorilor de decizie responsabili de implementarea activităților planificate. De aceea, versiunea finală a raportului va fi publicat doar după consultarea proiectului cu factorii de decizie responsabili de implementarea activităților planificate în PNADO. Și comentariile, opiniile autorităților vor fi luate în calcul și vor fi incluse în varianta finală a raportului, care va fi publicată în scurt timp pe site-ul oficial al asociației. Vă mulțumesc dacă aveți întrebări. Mulțumesc mult, Nicoleta. Rog pe Pavel ca să formuleze recomandările care le-a identificat ca rezultat al activității de monitorizare în regiunea Transnistreană. Da, vă mulțumesc.
Pentru că situația genotransistrană a drepturilor omului nu s-a îmbunătățit, mai mult ca atât s-a îmbunătățit considerabil. Reiterăm recomandările noastre anterioare, iar reiterarea recomandărilor este un nou indicator în eșecul autorităților de a promova și apăra drepturile omului în stânga discuției. Recomandăm ca autoritățile să reacționeze prompt și activ la fiecare abuz grav al drepturilor omului. În această perioadă, atâta timp cât persoanele sunt private de libertate, deținute în condiții inumane, iar rudele nu au acces la ele, considerăm că autoritățile pot să facă mult mai mult în acest sens. Consolidarea capacităților instituției avocatului poporului în vederea monitorizării și apărării drepturilor omului în regiunea transnistreană. Suntem solidari cu instituția avocatului poporului, cunoaștem că nici ei nu au acces în regiunea transnistreană și, în acest sens, considerăm că consolidarea acestei instituții va duce, în primul rând, necesitatea monitorizării drepturilor omului este, până la urmă, un prim pas pentru a vedea, a documenta care este situația reală în teritoriul din stânga Nistrului. Coordonarea între instituțiile de stat, activităților strategice în domeniul drepturilor omului în regiunea transnistreană. După cum bine cunoașteți, la Chișinău, în ultimii 2-3 ani, mai a fost o criză, suntem încă în interiorul unei crize politice, permanent în persoanele care sunt responsabile de promovarea drepturilor omului din stânga Nistrului sunt schimbate. În 2019 am avut 3 persoane care au deținut funcția de vicepremier de reintegrare. Anul 2020, de asemenea, am avut 3 persoane care au deținut această funcție. Această schimbare foarte des a unor persoane diferite, cu agende diferite, nu face decât să compromită procesul de negocie și efortul care trebuie să-l depună autoritățile pentru a promova drepturile omului în stânga Nistrului. Consolidarea capacităților organelor de urmărire penală și al procuraturii. În vederea cercetării infracțiunilor comise pe teritoriul regiunii transnistrene sau de către persoanele rezidente în acest teritoriu. După cum bine cunoașteți, anul 2020 a fost cumva, s-a produs o premieră în justiția Republicii Moldova. În premieră, un fost milițian din regiunea transnistreană a fost condamnat pentru fapte de tortură, pentru fapte de răpire și violare de domiciliu. Este cumva îmbucurător că acest lucru s-a produs. Este cumva un indicator nu foarte pozitiv pentru autorități că acest lucru s-a produs abia după aproape 30 de ani de când a apărut această problemă cu regiunea transnistreană și cu lipsa controlului în acest teritoriu. Și, nu în ultimul rând, utilizarea abordărilor bazate pe drepturile omului de către grupurile de lucru în procesul de negocieri, inclusiv utilizarea constatărilor Curții Europene. În prezent avem peste 60 de dosare în care Curtea Europeană a constatat violări ale drepturilor omului în aceste cauze transnistrene. Cu regret, în monitorizările noastre, nu observăm, fie în procesul de negocieri, fie pe alte, în interiorul altor platforme, că aceste constatări sunt utilizate, promovate. Mai mult ca atât, cum a spus și Nicoleta, nu observăm că hotărârile Curții Europene ar fi depus efort pentru a fi executate aceste hotărâri. Acestea sunt recomandările noastre și probabil sunt mult mai mult, dar este un prim pas pentru a promova și apăra drepturile omului în stânga Nistrului. Mulțumesc mult, Pavel. În concluzie vreau să spun că chiar dacă noi am prezentat mai multe critici, aceste critici sunt prezentate cu bună credință și în scopul remedierii situației drepturilor omului în regiunea transnistreană. Noi nu dorim ca mame, ca doamna grijă, să plângă în situația în care ficiorii, fiicele și așa mai departe sunt reținute abuziv din motive inventate în regiunea transnistreană și asta nu reprezintă o prioritate pentru guvern. Cu toate acestea, dorim să mulțumim în primul rând mass media pentru atenția acordată subiectului regiunii transnistrene, inclusiv colegilor care sunt aici în sală, pentru că cumva ne-au răbdat, a fost o conferință mai lungă, dar și funcționarilor publici care cu bună credință, în virtutea resurselor foarte limitate,
luptă pentru îndeplinirea legii Transtrană, începând de la colegii de la Oficiul Avocatul Poporului, inclusiv reprezentanța Varnița, Biroul de Reintegrare, polițiști și alte alți reprezentanți ai organelor de drept și nu doar. Vă mulțumim foarte mult încă o dată și dacă sunt întrebări din sală, atunci noi suntem gata să vă răspundem, sau online dacă sunt întrebări. Da, puteți să-mi spuneți despre cazul de la Răzbeieți, la ce este Răzbeieți și dacă a fost făcut o expertiză medico-legală. Da, și da. S-a constatat cazul exact care este. Vă mulțumim mult. Vă rog, Pavel. Pavel este avocatul care reprezintă familia domnului decedat în condiții suspecte și el vă oferi ultimele detalii pe caz. Da, mulțumesc pentru întrebare. În prezent, de fapt, da, într-adevăr, noi încercăm să oferim suport și asistență juridică victimelor, rudelor victimei în cazul de față. În prima fază am expediat, în acest caz, noi încercăm să ajutăm autoritățile, în cazul de față, organele de poliție, pentru a investiga eficient. Nimeni nu cunoaște ce s-a întâmplat. Și noi încercăm să ajutăm și să oferim suportul nostru organelor de procuratură și de urmărire penală pentru a depune maximum efort. În acest sens am expediat o cerere către inspectorul de poliție Ștefan Vodă cu anumite recomandări și sugestii care urma să fie luate. Mai mult ca atât, chiar ieri am avut o discuție cu sora defunctului în care am pregătit o cerere și către autoritățile din stânga Nistrului pentru a documenta. Chiar dacă nu le recunoaștem, chiar dacă sunt ilegale, încercăm să documentăm la maxim această situație și recomandările și sugestiile noastre și dorința rudelor familiei este de a ca această cauză să fie investigată eficient în legătură cu obligațiilor pozitive și pentru a afla adevărul. Referitor la expertiza medicală, din câte cunoaștem, cel puțin ieri, încă nu era definitivată. Se petrece, s-a dispus efectuarea expertizei, ieri încă nu era finalizată. Pentru că în momentul în care va fi finalizată, vom fi notificați eu ca avocat și, evident, rudele decedatului. A fost audiat cineva până acum, martor sau chiar răspuși? Da, a fost audiat. Eu am fost chiar la Răzbeieți în ziua de 12 mai. Chiar în acea zi au fost audiate persoane, chiar în acel moment când eram chiar eu pe loc, ulterior, din câte cunosc în discuțiile avute cu școrudele, au fost efectuate multe acțiuni procesuale, inclusiv audiere martorilor și unor persoane care ar putea cunoaște ceva, dar la această etapă sunt sigur și am recomandat și autorităților că pot face mult mai mult și în acest sens înțelegem că situația este complicată. Ținem cont că autoritățile constituționale nu au acces în regiunea transnistreană, însă considerăm că cel puțin trebuie să depună maximum efort în acest sens, inclusiv prin intermediul platformelor coșturilor organizațiilor internaționale, inclusiv OSCE, pentru a efectua anumite acțiuni procesuale care sunt extrem de importante și necesare pentru a elucida toate circunstanțele în acest caz. Dar forțele de stânga nu au pornit cu anchetă? Din informațiile care le cunoaște, probabil că le cunoașteți și voi, care apărut în spațiul public, au pornit un proces doar pentru pescuitul ilegal. Mai multe nu cunoaște. Da. Și dacă ați putea să ne spuneți cât de grav este faptul că jurnaliștii sunt intimidați și restricționați în acea zonă și nu sunt canale? Dacă o să-mi permiteți o să răspund la această întrebare, este jurnaliștii și mass media reprezintă puterea patra în stat. Rolul jurnaliștilor în monitorizarea drepturilor omului, mai ales în așa regiuni ca regiunea Transtrană, este foarte crucial și este o activitate, o muncă care este foarte periculoasă, dar foarte importantă în interesul drepturilor omului. Și se pare că unii subiecti acolo conștientizează rolul foarte important al acestor subiecti în documentarea și monitorizarea drepturilor omului în regiunea Transtrană și încearcă să impună piedici. Am observat, după cum a menționat și colegul meu Pavel, în anul 2020 au fost astfel de piedici și în 2021 astfel de piedici impuse de către subiecti din regiunea Transtrană, inclusiv și reprezentanța ai emisiunii de pacificare. Aceste piedici sunt condamnabile. Noi, ca și avocați, asistăm colegii noștri pe aceste cazuri.
și vom insista tot timpul ca mass media, indiferent de opiniile care sunt transmise în limitele libertății de exprimare care este garantată, să aibă acces la toate procesele, toate zonele și ca să poată să-și documenteze subiectele de care mass media este interesată și de care este interesat publicul larg, mai ales dacă ține de domeniul drept omului. Dar cel mai important aici, noi dorim ca autoritățile să nu mimeze pe locuri acțiuni de protecție sau de reacție în cazul jurnaliștilor, dar să vină cu acțiuni concrete și reacții foarte dure. Și aici o să arunc o piatră în grădina poliției, care pe un caz concret despre care a vorbit Pavel și procuraturii, la fel dacă îmi permiteți, investigează aceste acțiuni deja de perioadă, în opinia mea, destul de lungă sau prea lungă, având în vedere că multe persoane sunt cunoscute care au făcut astfel de intimidări și inclusiv statutul lor este cunoscut, dar și faptele care s-au întâmplat sunt cunoscute. Asta este frustrant și nu este, până la urmă, prietenos pentru drepturile omului și inclusiv poate să creez un mediu intimidant pentru jurnaliști. Dacă v-am răspuns. Ne apropiem de alegeri și campanie electorală. Cum jurnaliștii să fie protejați în acest loc? Să apeleze la poliție, să meargă împreună cu poliția? Vă referiți în regiunea Traiseană? Da. Eu cred că, da, dacă în această perioadă care este una foarte sensibilă, nu ar trebui, în primul rând, perioada electorală să afecteze nici eu în mod activitatea jurnaliștilor în regiunea Traiseană, dar forțele de ordine ar trebui să fie mai prudente și să asigure protecția necesară mass media. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumim foarte mult încă o dată pentru răbdarea de care ați dat dovadă pe durata acestei ore cât a durat conferința. Încă o dată vă mulțumim foarte mult pentru interesul dumneavoastră și vă anunțăm imediat cum avem alte cazuri, evoluții despre acestea și respectiv colegul va transmite comunicatele de presă pe parcursul zilei imediat după această conferință. Mersi foarte mult! Mulțumesc.